ziua, Sanda Beniamines, profesoară de limbă engleză în Marea Britanie, cetățeană a Republicii Moldova. Mulțumesc! Vă salut! Bun, deci prima mea întrebare ar fi și curiozitate, cum ai reușit tu, ca cetățeană a Republicii Moldova, să fii profesor în Marea Britanie? Cu atât mai mult o limbă pe care nu ești nativă. Da, este adevărat. Mulțumesc! Ce să spun? Ăsta a fost visul meu din copilărie, din adolescență. Eu am făcut în Chișinău liceu de limbi străine, Socrate. Acolo am avut posibilitate și oportunitate să-mi îmbunătățesc limba engleză destul de mult. Oricum eram pasionată de studiul limbii engleze chiar din copilărie, dar liceul cumva a pus bazele. Făceam și cursuri în paralel. Nu sunt absolventă a Universității de Limbi Străine, nu am făcut facultate de limbi străine. Ceea ce am făcut eu în Chișinău a fost limbă și literatură română, filologie, însă, datorită studiilor din liceu, luasem apoi o bursă și am avut posibilitate să studiez și suedeza, dar datorită limbii engleze, pentru că participam la diferite olimpiezi din Republica Moldova sau concursuri, cumva engleza mea prinsese contur. Și începusem să profesez chiar de pe băncile școlii. Aveam studenți mici, wow. Dar da, de atunci. Și da, visul ăsta este ceva ce îmi place, mă simt confortabil, îmi place să lucrez cu lumea, îmi place să împart ceea ce cunosc și în același timp să primesc, că de multe ori și învățăm. Da, atunci când predăm studenților, mai învățăm și alte lucruri noi. Deci este un proces reciproc. Și am ajuns da, în 2018 în Londra. Primul meu scop și dorința cea mare era să mă calific ca profesor de limbă engleză, pentru că asta cumva îmi oferea posibilitatea să profesez legal, ca să zic așa. Și vroiam foarte mult să văd totuși, cunoșteam din ceea ce mă informasem, din ceea ce citisem destul de mult, dar vroiam să simt pe propria mea piele cum este să faci o calificare aici, în Marea Britanie, și anume să învăț mai mult despre metodologia lor de predare a unei limbi. Da? Deci asta m-a interesat pe mine. Și atunci, după mai multe, mă rog, cercetări și tot ce am citit și pe net și ce am mai întrebat, am sunat, am hotărât să merg să fac această calificare Trinity, care, de fapt, descifrabil ar fi TESOL TICE. Teaching English to Speakers of Other Languages. Deci asta este calificarea Trinity pe care am luat-o anul trecut, în 2019. După o lună de studiu intensiv, a fost un curs de calificare chiar intensiv, de luni până vineri, de dimineață de la ora 8 până seara la ora 6. Și mai aveam toată noaptea de pregătit lesson planning, da? Pentru că imediat următoarea zi urma să predăm ceea ce noi am pregătit. Chiar din a doua săptămână intrasem în acest curs practic, ca să zic așa, nu doar teoretic, tot ce asimilasem noi în prima săptămână, dar chiar practic. Și au mers mână în mână. Acolo am avut posibilitate să predau mai multor culturi. Da? Aveam studenți din Brazilia, din Italia, din Spania, din Japonia, am avut pe cineva și din Rusia. Și era foarte interesant să poți să predai doar în limba engleză. Nivelul clasei era B1, B2, deja în a treia săptămână a fost B2. Și acolo am înțeles, eu de fapt învățasem limba suedeză tot în limba suedeză. Dar când tu ești student, este într-un fel, și când tu trebuie să predai o limbă, cum este engleza, tot în limba engleză, este chiar o provocare. Era foarte interesant. Și atunci, da, asta făceam acolo și după o lună de zile am susținut examene, am avut 4 module diferite, am avut examene, am avut ca o teză la sfârșit, da, am avut un student din Brazilia, a fost o cercetare cu toate greșelile cele mai des întâlnite pe care le fac brazilienii, de exemplu, atât în pronunție, cât și gramatică, vocabular, da, a fost o lucrare, o cercetare. Și aia a fost, să zic așa, ca o teză. Nu de licență, dar o teză, da? O teză care trebuie să o susținem la sfârșit. Am avut interviuri, examene și apoi te califică ca profesor, da. Sunt profesor calificat de către Trinity din 2019. Felicitări! Mulțumesc, mulțumesc tare mult! Ai luat ceva cu tine din ceea ce ai învățat în Republica Moldova la universitate? Sigur că da. Deci, peste tot unde am fost,
De acolo am învățat lucruri. Este o experiență, viața noastră întreagă este plină de lecții. În Republica Moldova, acolo făcusem limbă și literatură română. Acolo cred că am înțeles, pentru că a fost universitatea, de acolo am început să înțeleg ce înseamnă studiul individual, ca să zic așa, pentru că eu lucram în paralel într-o companie suedeză și studiam cu frecvență redusă. Deci munceam 8 ore pe zi, eram operator în cadrul unei companii, operam cu limbile suedeză și engleză și împăceam și studiile la universitate. Și acest lucru, pentru că nu puteam să merg să studiez zi de zi, da? Era studiu individual, mergeam foarte mult la Biblioteca Națională, pe vremea aia încă se mergea la bibliotecă și se prospecta, iar eu venerez acest lucru, consider că este, atunci simți cu adevărat, cel puțin mie mi se pare natural, îmi place foarte mult studiul în cadrul bibliotecii, da? Când tu îți conspectezi lucrurile sau cercetezi, ai acces la atâtea și atâtea informații. E adevărat că sistemul s-a schimbat în timp, uite că suntem în Marea Britanie și aici avem biblioteca online, da? Deci nu mai trebuie să mergi, să neapărat să te deplasezi. Și mai ales acum cu 2020, de când avem studiile online, da? Totul s-a schimbat. Studiem pe platforme, biblioteca online și așa mai departe. Dar de acolo am deprins cele mai frumoase valori, da? Atunci când ești student. Acolo s-au născut cele mai frumoase prietenii, acolo am putut să aflu cum este să predai și limba română, pentru că aveam și pedagogie. Am aflat multe aspecte și totuși cât de greu este pentru străini să învețe limba română, care nu este deloc o limbă ușoară. Gramatica este destul de complicată, chiar și pronunția, să știți. Apropo, eu sunt mai mult axată pe pronunția limbii engleze și în special engleza britanică și îmi dau seama cât de greu le este totuși și vorbitorilor, iată chiar de limbă engleză, da, nativii englezi care învață limba română. Să vedeți, pot avea o gramatică minunată în limba română și un vocabular, dar le este totuși destul de greu. Întâlnesc dificultăți atunci când trebuie să pronunțe anumite cuvinte pentru că nu au acele sunete, da? În limba engleză. Așa cum și noi, respectiv, nu avem anumite sunete care există în limba engleză, nu le avem în limba română. Mm-hmm. Da, uite, din propria ta experiență, când învățai tu engleză și probabil referitor la studenții tăi, care sunt dificultățile pe care le întâmpină anume vorbitorii de limba română în limba engleză? Bine, ce să zic? Păi, uite, de exemplu, începătorii, există în general, tuturor studenților le spun, 3 etape, da, de studiu a unei limbi. Este perioada de achiziție, ca să zic așa, atunci când tu studiezi gramatică, înveți vocabular, încerci să îți îmbunătățești vocabularul, da, să te poți exprima, dar toate aceste lucruri se depozitează undeva, se întâmplă momente când tu aparent cunoști, dar nu ai curajul sau, uite, atunci nu poți pronunța acele expresii, cuvinte și așa mai departe. Apoi este o perioadă de tăcere, ca să zic așa, da? Când toată informația există la tine în cap, dar încă nu vorbești, da? Și apoi este perioada de reproducere, ca să zic așa, când tu începi să folosești tot ce ai studiat. Ei, atunci când tu începi să folosești, ce faci diferențele, folosești corect timpurile, deja poți să folosești o gamă mai largă din vocabularul limbii engleze, începi să deduci că trebuie să lucrezi mai mult cu pronunția. Da? Și atât cele mai multe probleme se întâlnesc în pronunție, da, anume aici, la diferite sunete și în special sunetele, popularele sunete, sunetul sonor și surd și da? Mm-hmm. Și apoi avem atâtea și atâtea sunete, cum sunt A sau E, da? Când trebuie pronunțat și cum. Sunt foarte multe cuvinte care se scriu identic și au o pronunție total diferită sau invers, cuvinte care se scriu diferit, cu înțeles diferit și au o pronunție identică. Iar engleza este destul de bogată în astfel de cuvinte și aș zice eu că studenții întâmpină greutăți, în special la pronunție și vreau să spun că nu doar studenții începători, nivel A1, da? Dar inclusiv și B1, B2, da? Am studenți din nivel B2, de exemplu, am un student din Pakistan care este financial advisor acolo în țara lui, însă pentru că are foarte multe contracte cu Europa, el vorbește o engleză foarte corectă, frumoasă, standardă, însă are nevoie de foarte multă ghidare, anume în pronunție.
Da? Să știți că sunt studenți care au o gramatică bună și vocabular, sunt foarte buni ceea ce ține de abilitățile de înțelegere, de percepere a informației, însă atunci când vorbesc, chiar dacă literar se exprimă corect, au greșeli în pronunție și asta îi induce în eroare pe cei care ascultă. Deci este pronunția, la gramatică sunt greșeli normal și de obicei este confuzia timpurilor, da? Atunci când noi în engleză avem întrebări de bază, basic words, și avem secondary words. Și iată, alte probleme sunt anume la cuvintele de legătură, da? Iarăși, este destul de multă muncă. Cumva studenții învață cuvintele de bază într-o propoziție, dar este nevoie de lucru, anume când vine vorba de cuvintele de legătură. Sau, de exemplu, expresiile frazeologice, care sunt foarte populare în limba engleză, expresii idiomatice. Deci, peste tot, eu zic că atunci când vrei să-ți îmbunătățești limba engleză, trebuie să lucrezi cu toate abilitățile. Ce înseamnă acest lucru? Și listening skills, da? Abilitățile de audiere. Și reading skills, ceea ce înseamnă implică cititul și pronunția în același timp, pronunciation, da? Apoi să poți să vorbești destul de deschis când ți-ai îmbunătățit aceste abilități. Gramatica este foarte importantă pentru că folosind gramatică, ce înseamnă te exprimi corect, da? Deci toate vin mână în mână. De asta încerc să explic studenților de fiecare dată că nu putem să spunem, uite, nivelul meu în limba engleză este intermediate. Probabil. Dar sunt oare toate abilitățile la nivel intermediate? Deci asta este întrebarea, da? Și apoi cei care sunt un pic deja mai avansați, chiar astăzi am avut un grup de studenți care spuneau că și-ar dori să scrie tot mai mult eseu. Pentru că chiar dacă se exprimă, vorbesc, anume când vine vorba de writing skills, întâlnesc un pic anumite dificultăți în exprimarea în scris, de exemplu, da? Deci este individual. Dar astea sunt câteva din ceea ce am remarcat eu. Îmi dau seama că dificultăți sunt multe și dacă gramatica și îmbogățirea vocabularului putem acapara din surse informative, atunci pentru pronunție avem nevoie de un mentor, de cineva care să ne antreneze. Exact. Și apoi engleza, vă dați seama, nu este o limbă fonetică. Ce înseamnă acest lucru? Se scrie diferit și se pronunță total diferit, da? Tocmai din această cauză avem nevoie de transcriere fonetică. Cel puțin eu, când am învățat limba engleză, am folosit foarte mult dicționarul. Acum, da, noi avem acces la atâta și atâta informație. Google este tot știutor, da? Avem atâtea dicționare online. Avem chiar posibilitatea să ascultăm cum pronunțăm corect, cum punem corect accentul. Apropo, în limba engleză, accentul joacă un rol foarte important, pentru că este o limbă cu accente, da? Stressed language, spunem noi. Din ce cauză? Pentru că dacă pui accentul pe prima silabă, înseamnă un lucru și dacă pui accentul pe a doua silabă, este cu totul altceva. Deja este un verb. De obicei, pe prima silabă se pune la substantive. Și dacă punem accentul pe a doua silabă, deja este un verb. Și de multe ori, că deseori primesc întrebări, păi, dar de ce citim diferit dacă cuvântul se scrie la fel și este același lucru? Da, dar, de exemplu, când spunem process, este proces și dacă spunem process, înseamnă a procesa. Este același cuvânt, dar se citește diferit. Unul este substantiv, altul e verb. Sau ce avem noi? Progress, progress. Da? Deci asta este... Și trebuie să lucrăm mai mult cu aceste lucruri. Este doar vorba de exercițiu și cel mai util lucru este tot ceea ce primim, ce studiem, ce achiziționăm, să folosim, să nu ne fie frică de greșeli. Este normal să facem greșeli și mai ales într-o limbă străină. La moment încerc să-mi îmbunătățesc norvegiana și vreau să spun că nu am norvegeni în jur decât profesorul. Dar dacă vorbesc, chiar dacă este greșit, nu-i nimic, ușor, ușor, din greșeli înveți. Și este chiar potrivit și chiar este recomandat să faci greșeli, pentru că doar așa poți să-ți îmbunătățești abilitățile într-o limbă în special. Nu ai cum altfel. Corect, corect. Din propria ta experiență, probabil, știi și tu, când auzi un vorbitor de limba engleză, îți dai seama de proveniența lui, după accent. Și dialect, da. Da. E posibil de a schimba accentul, de a-l modifica într-atât încât să sunăm ca un real British? Sigur că da. Știți cum e? Eu sunt membru în Academia din Israel, profesor de limba engleză, fondat de către Hadar Shemes și chiar acolo vorbeam despre importanța accentului. Dialectul este dialect, dar anume importanța accentului. Și vorbeam despre acest accent care este ca o rochie, da? Tu poți să suni British
Și pot să suni în același timp și American. De foarte multe ori când încerc să le predau pronunția studenților mei sau în workshop-uri, da? Încerc să le... Este un foarte popular website, nu știu dacă pot să spun aici, tophonetics.com. Apropo, foarte folositor pentru toți cei care vor să-și îmbunătățească anume pronunția în limba engleză, da? Și acolo aveți o diversitate destul de largă atunci când vreți să vedeți cum sună în limba engleză britanică și cum sună limba engleză americană. Și o să vedeți că acest R nu persistă, da? R, care îl pronunțăm noi, la sfârșit de cuvinte de obicei sau în mijlocul unui cuvânt, el nu există în limba engleză britanică. Și asta înseamnă accent, da? Noi când spunem better în engleza britanică și americanii spun better. Se aude un R, da? Și automat sună diferit. Sau, de exemplu, cuvinte elementare. Mother, mother. Da? Sună total diferit. Și este un accent ca o rochie, cum ziceam noi, pe care îl pui așa pe tine. Dacă vrei să preiei accentul britanic, vorbești, dar trebuie să știți cum e. Este nevoie de exercițiu și să încerci să aplici anumite reguli. Sunt câteva reguli de pronunție anume în engleza britanică, care dacă ții cont de ele, ușor, ușor, prin exercițiu, îți poți îmbunătăți anume engleza britanică. Dar eu încurajez acest lucru, că locuim aici, mai ales cei care locuiesc în Marea Britanie, ideal ar fi să-și îmbunătățească limba engleză cu accent, da, britanic. Da, dar să știți că chiar și britanicii, da, dacă îi auziți pe, când spun Marea Britanie, vorbesc și de Irlanda de Nord și Scoția și Wales, da, Țara Galilor și England, Anglia, să vedeți. Sunt accente diferite, dialecte total diferite. Cineva din Yorkshire vorbește într-un fel și londonezii vorbesc cu totul altfel. Da? Eu când am făcut calificarea aici, aveam o colegă, o doamnă, care profesase în alt domeniu, dar mai târziu vroia să-și îmbunătățească anume abilitățile de predare a limbii engleze, ea fiind britanică, dar din Yorkshire. Și mi-aduc aminte, ea nu spunea young, da? Young, ceea ce înseamnă tânăr, dar spunea young. Pentru că da, așa se vorbește acolo. Și vreau să spun că atunci când profesorul nostru, care absolvise și Oxford și așa, îi spunea, este foarte important, ăsta este dialectul tău, dar este foarte important atunci când tu predai studenților să le spui că corect este young și nu young, da? Deci sunt inclusiv britanici, nu în zadar atunci când sunăm undeva sau vrem să ne spunem numele sau poate este un cuvânt care nu l-au perceput. Ei ce fac? Ne roagă să spunem literă cu literă și folosim acest NATO alphabet, da? Alfabetul NATO, because we need to spell what we're saying, da? Câteodată. Deci asta este motivul. Deci, da, la întrebarea ta, cred că, eu știu că am răspuns destul de larg, dar, da, poți să modifici și poți să încerci să exersezi așa ca să ai un accent mai mult britanic. Sigur că da. Bun, și în acest caz tu ne poți ajuta. Spune-ne, te rog eu, mai multe despre tine. Tu predai la școală, predai și online, faci cursuri individuale? Da, deci eu acum cu pandemia am hotărât să pun bazele unei școli online. Deocamdată, mai târziu eu sper acest lucru să se materializeze, da? Dar așteptăm să vedem ce urmează să se întâmple, dar acum că totul s-a schimbat și sistemul și așa, am văzut că cursurile online sunt foarte bine primite, da? Sunt foarte, foarte acceptate și lumea cumva a devenit mult mai deschisă. De luni până vineri țin cursuri online de limba engleză, iar sâmbătă și duminica țin cursuri face-to-face în cadrul unei agenții aici în Harrow. Acolo predau, am grupe de începători, elementary, pre-intermediate și intermediate. Mm-hmm. Și dacă cineva și-ar dori să învețe limba engleză de la tine, cum te poate contacta? Mă poate găsi pe Facebook, eu pe pagina mea de Facebook personală, dar mai ales pe Creative English Language Academy, care este școala online pe care încerc să o dezvolt. Acolo am și numărul de telefon. Eu sunt și pe Instagram, deci da, cel mai popular este să mă găsească. Și apropo, am și un canal de YouTube care încerc să-l dezvolt cu diferite filmulețe și, în special, eu vânez greșeli, ca să zic așa, și încerc să le explic. Dar, în special, greșelile din pronunție. Ăsta este segmentul care eu vreau să mă acces tot mai mult, pentru că am observat nu prea sunt în limba română anume explicate,
greșelile de pronunție. Noi avem o gamă largă de astfel de workshop-uri, dar anume în limba engleză. Dar sunt persoane care își doresc aceste explicații anume în limba română. Ele sunt, dar mi s-au părut, sunt, dar mai puțin, ca să zic așa. Eu aș vrea să încerc să dezvolt tot mai mult acest lucru și sper la un moment dat să dispun de mai mult timp pentru acest lucru. Am văzut pagina ta de YouTube, da, chiar eram pe ea acum recent. Learning English with Sanda Benemines. Da? Da. Da, 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 și într-adevăr te explici acolo foarte bine. Da, am încercat să explic la un moment dat despre aceste sunete surde care ele nu se pronunță, iar în engleză, apropo, noi avem mai mult de 60% din vocabularul limbii engleze, da, din cuvintele limbii engleze, conțin cel puțin un sunet, două sau chiar trei, da, care nu se pronunță. Da? Și anume din această cauză avem nevoie de această transcriere fonetică și aici anume întâlnesc studenții cele mai multe greutăți, da? Și se fac cele mai multe greșeli, pentru că ei nu înțeleg de ce acest T există în listen, dar el nu se pronunță. Da? Și eu am încercat să fac un video despre acest lucru, el este mai lung, dar să-i explic care sunt acele sunete care nu se pronunță în limba engleză și în ce cazuri nu se pronunță. Da, noi ca vorbitori de limba română suntem obișnuiți să citim absolut toate literele. Exact. Da, 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 da. Uh-huh. Da, bine, limba română este total diferită, nici nu putem să facem comparații, vă dați seama. Limba engleză este o limbă anglosaxonă, germanică, da? Iar limba română este o limbă latină. Și apropo, nu doar pronunția, dar chiar deseori le spun studenților, ideal ar fi să nu traducem mot-a-mot. Să nu comparăm cu limba română. Da, eu știu că asta este o metodă care cumva ne dă curaj sau putem compara și înțelege mai bine, dar sunt cazuri când suntem confuzi, pentru că în limba română sunt lucruri care nu le avem și sună total diferit. Ordinea cuvintelor în propoziție este diferită, da? Sintaxa, morfologia și atunci, sau expresiile fraziologice, expresiile idiomatice, sună total diferit în limba română decât în limba engleză. Ideal ar fi să încercăm să gândim în limba engleză. Eu știu că iau un pic de timp, dar asta este posibil. Vorbesc din experiență, mie îmi place, sunt pasionată de limbi străine și atunci am observat că atunci când învăț o nouă limbă, dacă mă axez și încerc să gândesc mai mult, să nu traduc neapărat mot-a-mot în limba română, rezultatele sunt mai bune. Mm-hmm. Contează și tonalitatea, accentul. Absolut, intonația, sigur, asta este prozodia într-o limbă, da? Deci intonația este atât de importantă, apropo spuneam să fac un filmuleț despre acest lucru, cât de importantă este prozodia într-o limbă. De obicei acest lucru se studiază mai mult când studenții ating un nivel B1, ca să zic așa, da? Intermediate, atunci poți să le explici cât de important și își doresc să sune mult mai bine în limba engleză, da? Lucrăm cu prozodia, da? Prozodia este, cum să zic, melodia unei limbi, da? Felul cum noi intonația, tonul, accentul, asta înseamnă prozodia într-o limbă și este foarte importantă, foarte importantă. Voi face filmulețe despre acest lucru? Și o să explic tot mai mult. Sunt sigură că lumea va înțelege tot mai mult. De exemplu, noi în engleză avem aceste tag questions, ca să zic așa, da? Care sunt acele întrebări coadă. Și să vedeți anume acolo cât de mult se schimbă intonația, da? Cum ridicăm tonul. Este frumos. În general, studiul unei limbi este o nouă lume, da? Și atunci când pătrunzi în adâncuri, sunt atâtea și atâtea lucruri. Noi chiar și limba română, atâtea lucruri avem de îmbunătățit. Da, absolut. Limbele sunt foarte frumoase și pentru mine limbele sunt ca matematica. Fiecare are o formulă pe care trebuie să știi. E foarte adevărat. Apropo, eu când predau deseori spun, de exemplu, condiționalurile, da? Sunt niște formule care trebuie să le... Dar totuși, spre deosebire de matematică, limbele ne permit să fim flexibili, da? Să ne exprimăm în mai multe feluri, da? Nu avem decât un singur fel de exprimare. Și acesta ne ajută. Apropo că ai spus de matematică, eu am fost mai mult pasionată de limbi, istorie, geografie, de când mă știu. Matematica mi s-a părut ceva mult mai complex, mai complicat, nu știu. Dar e frumos, îmi place ce comparații frumoase ai făcut. Da. Uite, oamenii pur și simplu nu își dau seama sau nu atrag destul atenție față de pronunție și tonalitate. Ai tu poate niște sfaturi sau tricks? Pentru aceste tips.
Da, sigur că da. În primul rând, vă încurajez tare mult să citiți, tot mai mult, da, să citiți. Apropo, ați văzut, probabil ați văzut și cei de la British Council și cei de la BBC încurajează foarte mult cititul. Cu cât mai mult veți citi, veți observa și, vă rog, este foarte important, nu în gând. Atunci când citim în gând, aparent, mi se pare că suntem ok. Atunci când pronunțăm, deja putem, uneori, știți, de obicei se dezvoltă mai ușor abilitățile de audiere decât cele de conversație, da? Și pentru că ele se dezvoltă mai repede, când voi vă auzi, când noi ne auzim pe noi, atunci sesizăm, de multe ori deja simțim limba, da? Și sesizăm greșelile care le facem. În primul rând sunt anumite reguli, da? Care trebuie respectate. De exemplu, când vorbesc anume de engleza britanică, da? Acest R care nu se citește la sfârșit sau IA, da? Care nu se citește la sfârșit. De asemenea, sunt foarte multe, le spunem noi springs în academie, sunt multe tongue twisters, da? Frământări de limbă, da? Care la fel ne ajută foarte mult să îmbunătățim anume pronunția. Acestea sunt exerciții de dicție. Pe lângă regulile care se învață pe de rost, da, înveți niște reguli pe de rost, anume ca să înțelegi. Deși engleza, să știți că dacă o regulă acoperă 80%, neapărat sunt și câteva excepții acolo. Da? Deci nici de cum nu acoperă în totalitate. De asemenea, da, am spus cititul, să ascultăm tot mai mult, să privim filme, încercăm fără subtitre. Ar fi minunat, da? Dacă avem o engleză mai bună, să încercăm să reproducem acele cuvinte, să repetăm. Deci repetarea, și din școală știam, este mama învățăturii, da? Deci cu cât repetăm mai mult, cu atât se îmbunătățesc toate abilitățile, inclusiv, mai ales cele de pronunciation, ca să zic așa, da? Este nevoie de exercițiu. Vă dați seama, dacă nu repetăm, nu avem cum să îmbunătățim aceste abilități. Cel mai bun prieten este oglinda. Ea niciodată nu râde de noi, doar dacă noi râdem, da? Deci încercăm să... Și, apropo, sunt și cursuri online care, normal, se vând. Am văzut și unele cursuri, și în special explicate limba engleză sau vorbitori, profesori de limba engleză, dar vorbitori nativi de alte limbi, da? Din această cauză am spus că voi dezvolta în timp tot mai multe workshop-uri și poate chiar voi face niște cursuri online, anume deja pregătite, da? Mm-hmm. Anume cu pronunția în limba engleză, explicată în limba română. Eu sper tare mult acest lucru să fie de ajutor, pentru că aici se întâlnesc cele mai multe greșeli și ce se întâmplă? Atunci când ne exprimăm în limba engleză, spunem un lucru, noi suntem cu gândul la gramatică, dacă am pus prezentul simplu sau prezentul continuu, dacă am folosit corect, da? Dacă... Și ce se întâmplă? Atunci când persoana dată un pic nu înțelege sau ne mai întreabă odată, noi ce se întâmplă? Noi ne pierdem. Da, dar asta este anume din cauza pronunției. Dacă n-am pus accentul corect, dacă n-am pronunțat corect acel cuvânt, da, iată, sunt atâtea și atâtea cuvinte. Ce am studiat chiar ieri cu un grup era diferența sunetului ă, care este o vocală lungă, da, și cum joacă un rol foarte important dacă nu pronunți corect, pentru că spunând heard, ceea ce înseamnă am auzit, și dacă spui hat, este, deci sunt atâtea, sau had, da? Este o vocală scurtă când spui I had something yesterday, sau heard, deja este am auzit. Uite, este vocala a și vocala a, care este o vocală lungă. Sunt atâtea și atâtea lucruri. Cel mai important este să exersăm anume cu aceste sunete. Da? Noi în engleză avem 26 de litere și cer scuze, doar clipă. Avem 26 de litere și 44 de sunete. Deci, vă dați seama, o singură literă sau o combinație, un grup de litere, da? Poate exprima, să zic, mai multe sunete. Da? Iată, de exemplu, e, ar, se citește odată a, altă dată ie, da? Și altă dată a, de exemplu, da? Și este aceeași combinație de litere. Deci asta este important, să înțelegem că chiar dacă avem 26 de litere, avem 44 de sunete și avem vocale scurte, vocale lungi, avem diftongi, avem consoane, da? Este foarte important, anume dacă ne îmbunătățim pronunția, să acordăm atenție acestui lucru. Noi avem și un phonemic chart, acolo avem toate aceste sunete, care de obicei le găsim în dicționare, apropo, atunci când avem scris, da, cum este să pronunțăm corect acel cuvânt. Acele sunete sunt folosite.
Da, da, frumos. Foarte importante lucruri ai spus și dacă vrem să integrăm în societatea britanică, ar trebui să depunem un pic de efort ca ei să ne înțeleagă pe noi și noi pe ei și să sunăm mai profesionist un pic când... Sigur că da. De fiecare dată este loc de îmbunătățire, da? Și nu doar în limbi străine, peste tot. Inclusiv britanici. Vreau să spun că eu cumva eram foarte... De fiecare dată sunt destul de critică cu mine și parcă îmi pare că nu-i suficient, mai mult, mai mult, mai corect, mai bine. Sau... Dar un pic am început să văd lucrurile diferit de când îmi fac studiile aici, da? Și am văzut că profesorii sunt destul de deschiși. Dacă nu cunosc un lucru, să știți că și lor, chiar în academie am avut, am o colegă care este londoneză, născută în Londra și este profesoară de limbă engleză și, de exemplu, spunea că a întâlnit la un moment dat, așa, a fost destul de confuz pentru ea, cum este corect să pronunți schedule sau schedule. Da? Deci să știți că chiar britanicii mai au momente de să nu imaginăm exact ca și noi, vorbitorii de limbă română, da? De multe ori cineva care învață limba română vorbește o limbă română mai corectă decât noi cei care suntem vorbitori de limba română sau cunosc cuvinte mult mai complicate sau poate care nu le folosim noi atât de des, dar ei le folosesc. Ce înseamnă acest lucru? Atunci când tu studiezi o limbă, tu încerci să preiei doar partea formală. Noi avem și partea informală, dar noi de multe ori ne axăm anume partea formală a acelei limbi, da? Cum este corect să ne exprimăm. Deci niciodată nu trebuie să ne fie frică să greșim. Lucrurile se îmbunătățesc prin exercițiu și totul va fi bine, cu siguranță. Important este implicare, muncă și cât mai mult exercițiu. Și să vrem să îmbunătățim abilitățile. Atunci când dorești, totul este realizabil. Corect, uite, tu ne-ai motivat acum și ne-ai iluminat cumva să atragem atenția asupra altor aspecte ale limbii pe care o vorbim aici în Marea Britanie. Mă bucur tare mult și mai ales că atâtea și atâtea posibilități sunt. Da, sunt foarte multe posibilități, mai ales accesul la net. Atâtea și atâtea idei ne poate da, da? Și mai ales eu de fiecare dată încurajez pe toți studenții. Cei de la BBC sunt foarte buni, British Council, dacă vrem să auzim o engleză clară, corectă. Da? Și apropo, cât mai mult să privim, da? Televizorul, emisiuni, au atâtea emisiuni bune, să ne facem timp pentru acest lucru. Chiar și atunci când facem alte lucruri. Doar să ascultăm. Nici nu știți cât de important este când doar ascultăm. Iată, faptul că asculți, poate nu vorbești, dar anume faptul că tu asculți și tu percepi ce spun ei, deja este un mare lucru. Da. Mulțumesc foarte mult, Sanda, pentru ceea ce ai împărtășit cu noi și... Mult drag! Sper să ne în continuare în limba engleză, de ce nu? Absolutely. Mulțumesc tare mult, mulțumesc și eu pentru căldura ta și pentru receptivitate și pentru ideea ta de a face un interviu împreună. Îți mulțumesc tare, tare mult. Cu plăcere. Bye-bye! Bye-bye!